Comuna Șirineasa se va racorda la gaze din conducta din Băbeni, de aceea s-a întocmit toată documentația pentru asocierea cu localitățile vecine pentru demararea acestui proiect. Au fost obținute toate avizele, iar în scurt timp se va afla finanțarea investiției. În continuare, legat de lucrarea asta, am făcut pași importanți, am obținut avizul de la districat, avem toate, dar am vrut totuși să... pentru că totdeauna banii sunt limitați. Absolut. Și am zis, de ce să iau de la capăt, când pot să mă duc de aici, când cheltui de la capăt până aici unde e, mă duc de aici și termin toată comuna. Pe linia principală, deși noi avem și câteva ulițe băgate, în Ciorești, ulița DC-118, ulița Grajul, locuiți spre noi, și ulița Condoiu, avem conducta vorabilă. Deci noi am mai avea de aici până la hotarul cu Băbenii, am mai avea undeva la 3 km jumate, excluzând varianta lotului, care da. Nici aia n-am, eu l-am scos-o din, o avem în documentație prinsă. Ce se poate întâmpla, pentru că sunt tot fel. Am înțeles mai nou că Romgadul, Distigadul, cum ne mai zice, au dat aviz, au dat aviz și la Peșana, tot de la Șirineasa. Și pentru noi e un avantaj, pentru că atunci înseamnă că se mai înființează un SRM undeva în zona intersecției lotului Peșana. Am fost deja întrebat dacă conducta e pe proprietăți private sau pe domeniul public. Și avem conducta care trece și prin izvadul comunal și acolo izvadul Râzăcuța. Probabil că acolo vom accepta să fie făcut încă un SRM-ul. Dacă va fi acolo SRM-ul, e avantaj pentru noi cu linia lotului să vedeți Aricioaia. Dar toate lucrurile astea sunt în derulare, alergăm toți primarii din zonă. Eu, primarul de la Roiești, care are o experiență vagă, e primar, cred că e unul dintre cei mai în vârstă primari, adică cu cea mai mare vechime în domeniu, în primărie. Așa, domnul primar Vasile de la Peșana și ceilalți de pe apa Peșenii, încercăm să ducem la bun sfârșit, pentru că până la urmă urmii văd ce acest solicită populația, toată lumea mă întreabă despre gaze și de-aia am fost plecat pe problema asta, deci să reușim o dată să dăm drumul la lucrări pe aducerea de gaze. Este adevărat, până acum câțiva ani de zile, când lemnul era la un preț convenabil, nu prea era interes. Dar acum, când lemnul a ajuns, bine, datorită acelei hotărâri de guvern care au omorât firmele mici, și exploatează decât coloșii și câțiva acoliți pe lângă ei, a ajuns metru cub de lemn la 400-406 lei, iar un bătrân are o pensie de 700, deci nu-și cumpără cu banii în volonii 2 metri cub de lemn. Așa la gaz, familiile mai în vârstă cu 6-700 lei cu pensia după lună, pe timp de iarnă ies din toată iarna. Și plus că folosesc la aragaz, de la orice cumperi butelia și dai 5-6 lei pe butelie, așa plătești gazul care îl consum și aia e. Nu, interes, dar nu există, din discuții care au populația, există interes, pentru că de-aia mă și zbați, cam internul, dacă n-ar fi interes, mai bate, n-ar avea rost să te zbați nici ceva ceea ce populația nu dorește. Dar populația, în mare parte, dorește și de aceea și eu mă zbați. Și cetățenii sunt interesați de introducerea gazelor în Șirineasa, mai ales că prețul materialului lemnos pentru foc este din ce în ce mai mare.